chestiunea este așa. Că stai într-o pasivitate totală la clasă, ca și cum ai spus, am treabă. El își face treabă, noi stăm, ne uităm. Copii de pe tavă. Da, copii de pe tavă și o să la revedere. Dar asta vă poți într atâta că la un moment dat se sizați că nimic nu mai știți. Deci dacă nu, la clasă nu iați, nu sunteți împriți. Dacă nu cercați și acolo, e grav. Hai să mai vedem niște probleme. Vă dau alta, da? Dacă elevii unei clase stau câte doi în bancă, da. Un elev stă singur în bancă și rămân două bănci libere. Ajută peste. Gura. Hai, mă, Rana, deschide cartea. Să vedem dacă toată lumea știe să facă. O altă problemă. Dar și ea, nici ea, greu am i-am dat de cap, domn profesor, să da, uite, aici e chestie de politețe, hai să-ți o spun. Ne-am angajat, vezi, să pierd niște timp. Aiurea. Dacă știe că ai și tu ceva dificultăți, și chiar dacă ai făcut are. Stăm un pic și analiză. Exact. Și venim cu chestia asta, mândria, știi, și exact. Mergi la biserică și atunci se întâmplă o chestie urâtă. Deci dacă elevii unei clase stau câte doi într-o bancă, un elev rămâne singur, un elev stă singur în bancă și rămân două bănci libere, domnule. Da. Hai să notăm cu X numărul băncilor. Deci notăm cu X numărul egal numărul băncilor. Și cu Y egal numărul elevilor. Din ce am înțeles eu, la asta se face referire problema asta. La elevi și la bănci. Dacă stau câte trei în bancă, un elev stă singur în bancă și rămân șase bănci libere. Așa. Câte bănci și câți elevi sunt în acea clasă? Mai citim o dată. Eu am făcut întâi cu desene, ca la clasa 4. Facem acum. Dacă elevii unei clase stau câte doi într-o bancă, un elev stă singur și rămân două bănci libere. Lasă-mă în ajutor. Dacă stau câte trei în bancă, un elev stă singur în bancă și rămân șase bănci libere. Deci sunt variante de câte doi în bancă puși și ne rămâne și un elev stă într-o singură stă singur într-o bancă, da? Da. Și rămân două bănci parcă libere. Da. Dacă și punem câte trei în bancă. Așa. Același elev stă singur și rămân șase bănci libere. Așa. Să vedem cum am găsit. Sunt două relații de făcut. Corect. Poți, putem scrie x minus 1 egal cu x minus 1, e o elevă care stă singur în bancă. Da, dar au notat domnul profesor cu y numărul elevilor, de ce nu ești atentă? A, y minus 1. Deci y minus 1. Y minus 1 ca elevă care stă singur în bancă, egal cu 2 pe lângă x. 2 pe lângă x minus... Atenție, urmăriți-o. Ea zice y minus 1. De ce y minus 1? Pentru că deci din toți elevii care sunt pe unul dă deoparte. Ca să vadă cum ocupă băncile câte doi, nu? Da. Câte doi. Cu doi pe deci, lângă... deci, hai să zicem, y minus 1 da. Egal cu 2. Pe lângă y minus 3. Pe lângă x, mama, că pe lângă x e notat cu x numărul băncilor. Noi acasă am notat altfel. X minus 3, da. X minus 2 bănci libere. Deci dacă... Minus 3, minus 3 pentru că banca aia de 1, că nu mai e banca de 1. Corect. Aici este. Și... Păi, stai puțin, n-am înțeles. N-am înțeles aici, prea bine. A, că de fiecare elev stă, da, la o bancă stau câte doi elevi și la o singură bancă stă câte un elev și ar trebui doi. Adică, practic, banca e... Nu. Spune așa. Când le îi punem câte doi, ocupăm toate băncile câte doi, cu excepția uneia în care se află un singur elev și alte două care sunt goale. Acum, dacă elevul acela l-a ridicat de la bancă, lângă alea două goale s-au adăugat și asta. Deci au apărut trei bănci da. Libere. Și rămân celelalte... A, dacă l-am jucat câte trei. Da? Deci nu câte trei, mă. Dar ai făcut Y-ul în sumă. Nu. Nu? Iar zice dacă îi aranjăm câte trei. Iar ai plecat din lucru. Iar ai plecat. Stai puțin. Deci, mai spune așa. Dacă îi aranjăm câte doi, 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 la un moment dat, două rămân goale și în a treia e un singur elev. Deci, o singur elev. Acum,
Din total numărul de elevi, îl dăm pe ăla deoparte. Deci îl ridicăm. Nu-i cu ce face. Uite, chiar eu sunt și obosit, dar în timp ce explic, câți odată, ce nu știu ce, mă dai peste cap, crede-mă. Mă dai peste cap. Nu pot să... La ora 3 aici, fac eforturi așa. Mirina, caută să te disciplinezi. Dacă așa la clasă se întâmplă așa, profesorul nu mai face față. Vreau să mă înțelegi bine. Nu trebuie să faci așa o paradă, că ce știi, cât cum știi. Cui folosești asta? Dar nu știu dacă mi-o dă corect. Așteaptă un pic. Că, uite, s-a întrerupt lecția, exact. Eu trebuie să iau firul de la început. Fac niște eforturi deosebite. Adi, Șanca și cu Tudor. Povestea este așa. Când îi punem câte doi, reau de aici, când îi punem câte doi, câte doi merg foarte bine, cu excepția la ultima bancă, rămâne unul, numai un singur elev. Iar alte două bănci, în continuare, sunt goale. Asta înseamnă că din numărul băncilor, numărul băncilor care sunt ocupate cu câte doi, este, din numărul total, trei sunt goale. Pentru că pe ăla de la elev îl dau deoparte. Dând elevul deoparte, din banca în care era el singur, l-am ridicat și atunci el, banca aceea a rămas goală. Nu? Da. Banca a rămas goală. Și de aceea, din numărul total de bănci, câte sunt acum goale? Trei. Și de aceea scădem din X, din numărul băncilor, scădem trei. Și pe toate le mulțim cu doi. Pe toate acelea, că toate sunt ocupate celelalte, nu? Da? De două ori pe lângă X minus 3. Deci Y minus 1 egal cu 2 ori X minus 3. Partea a doua probleme. Spune așa, dacă îi așezăm câte 3, dacă îi așezăm câte 3 în bancă, atunci una o va fi tot cu un elev și 6 rămân liberă. 6 rămân libere. Adică facem așa, Y minus 1 așa. Egal cu 3 ori X minus 6. X 7. Minus 7. Minus 7. Zicea care era un elev, în clipa 7. În care l-am dat deoparte, la cele 6 goale se mai dau încă una. Deci X minus 7. Da. Deci Y minus 1, a doua relație, este egal cu 3. Pe lângă X, minus 7. Perfect. Da? Deci, vedeți, raționăm cu multă grijă și înțelegem așa problema. Zice, dacă îi împărțim câte doi, într-una din bănci e o singur elev, iar două rămân goale. Dându-l deoparte pe celălalt din numărul de elevi, Y minus 1, rămân 3. Și sunt câte doi. 2 ori X minus 3. Deci, relația e perfectă. Dacă facem ce acum? Y minus 1 acela. Da. Acum 3, câte 3 pune. Și dacă îl ridicăm pe acela, rămân 7. 6 și cu 1, 7. 7, da. E clar. Că dacă numărul băncilor 3, înseamnă numărul elevilor. Deci relația e clar. La elevi în stânga, elevi în dreapta. Nu merge și pe ele. Deci Y minus 1 egal de 3 ori pe mai X minus 7. Și acum, Adi, te rog să spui ce e. Y minus 1 egal Y minus 1. Da. Înseamnă... 2 ori... 2 pe lângă X minus 3. Deci de aici echivalent, poate spune că 2 pe lângă X minus 3 egal cu 3 pe lângă... Egal cu 3 pe lângă X minus 7. Da. Echivalent, te rog. Echivalent cu 2X minus 6 egal cu 3X minus 21. Echivalent. Da. Echivalent cu 2X minus 3X. Egal cu minus 21 plus 6. Adică minus x deodată, da, nu egal minus cu... x egal cu minus... Minus 21 plus 6, da? Da, minus 15. Minus 21 plus 6, minus 15. Deci minus x egal cu minus 15. 15. Deci x egal cu 15. Adică avem câte bănci? 15 bănci. Deci X, 15 bănci. Da, și acum înlocuim în prima. În prima. Ce vom avea? Y minus 1 egal cu 2 pe lângă 15 minus 3. Echivalent. Echivalent cu Y minus 1 egal cu 2 ori
12. Da. Y minus 1 egal cu 24, de unde y egal cu 24 plus 1, y egal cu 25. Deci y egal cu 25. 15 bani și 25 de copii. Ia să vedem proba mai rea de acum. Deci, ia vezi tu. Dacă ai 25 de elevi... Înlocuim acolo unde am scris 2 pe lângă x. Nu, nu, fă proba practic. Încerci să înțelegi acum mecanismul dacă a fost bun. Deci, fiindcă e 25, îi punem câte 2, nu? Da. 25 de ce sunt? De elevi. De elevi. Elevi. Așa. Punem câte 2, în câte bănci? În 15 bănci. Bun. Trebuia să punem... Y minus 1, adică 25 minus 1 face 24. Ar fi egal cu 2 ori 15 minus 3 ori 12. Cu 2 ori? 12. Da. Este adevărat. Adică am gândit bine aici. Că din 15 scăzând pe 3, 12. Mm-hmm. 12 ori 24. La fel și din face. 3 ori 15 minus 7. 8, 3 ori 24. Deci e corect. Mm-hmm. Am gândit bine. Da, și acum o altă problemă. Da. Miruna, te rog să o pornești tu. Asta că o punem acum. În câte numere naturale de 4 cifre dau restul 26 la împărțirea cu 21? Câte numere de 4 cifre? Câte numere naturale de 4 cifre? Nu știm, nu? A, B, C, D. A, B, C, D. Dau restul 26 la împărțirea cu 21. Împărțit la 21, să ne conducă la restul egal cu 26. Cât egal cu... cât... câte numere? Aha. Mai citesc o dată, domnul profesor. Sigur. Câte numere naturale de 4 cifre dau restul 26 la împărțirea cu 21? Nu vreau să răspuns deodată, ci trebuie să începem să descoperim mecanismul. Păi, A, B, C, D, egal cu 21 plus 2. Sigur că da, scriu împărțirea, teorema împărțit cu rest. A, B, C, D, împărțit la... Egal cu 21, da. Cât? Ori câtul? Plus 26. Întrebare. De ce lungime crezi tu că va fi câtul? Din două cifre, din trei cifre? Ar trebui ca 21 ori acel număr să nu depășească 4 cifre. Deci 21 ori acel număr să nu depășească 4 cifre. Insist. Aici se pun un număr din două cifre sau din trei cifre? Păi ce poți face? 21 ori... 21 ori... 29. Da. 2079. Deci se poate. 21 ori... 39, pune. Nu, mai mult, ori 150. Da, depășește. Nu, e 3150, iar se poate. 21 ori? Ori 150. Încearcă cu 4. Ori 150. 21 ori 150. Nu, 21 ori... 200. E 4200. Păi, zi? Dar, profesor, dar restul e mai mic decât împărțitorul și noi restul avem 26 și împărțitorul 21. Restul e mai mare? Da, restul e mai mare decât împărțitorul. Eu am mai citit o dată, profesor. Ca să observe câte numere. Sigur. Dar restul 26. Imposibil. Deci, degeaba am discutat mai înainte, pentru că cea mai importantă Capcan. Observație era asta. Deci restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Păi, niciun număr. Păi cum să fie restul mai mare decât împărțitorul? Eu am încercat acum Capcani. Să merg în continuare cu problema, să vedem totuși când ne ducem 21 ori, nu știu ce, nu se observă față de 26. Exact. Că urma să adunăm pe 26. La motivul să adunăm pe 26. Deci, dacă ar fi fost mai mic decât 26, am avut o problemă interesantă. Da, 20, de exemplu, dacă era, ok. Sigur, hai să o facem așa.
Deci problema... Deci la capcane, copii, că... Deci aici depinde zero numere, că nu se poate așa. Bun. Acum... Restul 20 să-l punem, domnule. Restul 20. Facem așa. Pe 26 îl scriem ca fiind... 20 plus 6. 21 plus 5. Deci, copii, continuăm așa, egal mai departe. 21. Înmulțim cu un număr, nu știu eu câtul, de ce lungime o vedea. Plus 21 plus 5. 5. Și egal mai departe cu... 21 îl dăm în factor. Da. Pe lângă numărul acela de două sau trei cifre, nu știu, Miruna putea să mi-a spus că de trei cifre, plus 5. Așa. Și așa plus 5. Atâta. 21 ori numărul plus 1. Ia era. Plus 1 bine aici. Da? Am dat pe 21. Pe 21 l-am dat în factor. Da? Și plus 5 la sfârșit. Deci 21 pe lângă număr, plus 1. Plus 1 plus 5, corect. Plus 5. Ai 21 înmulțit cu numărul. Numărul acela care nu da, știa. Plus 21. Că dacă e 21 ori 21... Așa, că desfacem da. Paranteza. Bun. Cert este că putem formula acum problema așa. Câte numere A, B, C, D, câte numere de 4 cifre putem forma încât părții la 21 să-mi dea restul 5. Deci, câte numere putem forma? Problema începe să fie importantă acum. Că se pot găsi numere suficiente. Nu, cu restul 5, da? A, dacă ultima cifră s-a terminat în 0 sau 5. Cu ultima cifră se termină? 0 sau 5. Oricum, amul trebuie să fie măcar unul. Aș zice așa, să găsim toate numerele. Trebuie să mai dau niște legături, că aici lucrurile sunt complicate ca să le găsesc. Cel mai mic număr, găsiți cel mai mic număr de 4 cifre care împărțit la 21 să dea restul 5. Cel mai mic număr de 4 cifre care împărțit la 21 să dea restul 5. Deci găsiți cel mai mic număr de 4 cifre care împărțit la 21 să dea restul 5. Cel mai mic. Păi ar trebui să fie primul A 1, că 0 n-are cum. Deci au să fie 1, da? O primă observație că au să fie 1. Că 0 n-are cum. 1013. Taci. 1000? 13. Că ai încercat pe calculator. Da. Tot 21 ori, un număr, că se dea... Și plus, 4, da, plus 5, da. Să-ți dea așa aproape. Nu, nu fac bine. Deci au e 1, B-ul e 0. Dar dacă crezi tu că la clasă îți dă voie să stai cu calculatorul? Dar oricum, dacă tot calculator, făceam 21 ori, mă gândeam 48, că după aceea cel mai mic. Da, atâta, 1030. Și adăugam plus 5, 1013, da? 1013 este cel mai mic număr. 21 ori 48 plus 5. Exact, 21 ori 48 deci plus 5. Deci tu trebuia să te acoperi 21 ori cât, nu? 21 ori cât? Cât mai mic. Cât mai mic cu putință ca să ajungi la 4 cifre. 47 de ani, 3 cifre, multe 50 de ani, depășea pe... și atunci, dacă aș întreba, care este cel mai mare număr? Acum să vedem. Acum, A-ul ar trebui să fie 9. Da. B-ul 8. Ați spus consecutive? Nu, nici vorba. 9, 8. N-am spus nici diferite. Deci ne-am spus nici diferite. Da, dacă am așa 9, 8, 7, 6 și se împărțim la 21, ne dă un cât și dacă ne-a dat restul 5, ăla ar fi numărul cel mai mare. Ar putea să ia așa întâmplare că nu știi dacă dai peste numărul. Păi da, de asta zic. Ia pe toate. Deci cade câte ori. Da, ia-le tu. Ia, el spune așa, ia 9, 9, 9, 9, cam așa am înțeles eu. Da. Cel mai mare cu putință, îl împarți la 21 și
să vezi dacă îți dă restul 5. Da. Nu îți dă. Atunci scază un pic din 9. Să zicem 9, 9, 9, 8. 8. Dar cumva nu mă duce. 21 9,475 9,980 cel mai mare. 9,980. Deci, putem gândi, vedeți, probleme destul de interesante, așa, cu cel mai mare, cel mai mic, care să te împune un pic mintea la contribuții. Un an în clasa a 5-a, am făcut o problemă care mi s-a părut foarte importantă, interesantă, și anume, era vorba de a găsi cel mai mic număr, cel mai mic număr, a cărui sumă de cifre este 2047. Deci, 2047 este suma cifrelor sale. Deci să găsim pe cel mai mic număr. Pentru care suma cifrelor sale este 47. De câte cifre? Păi nu spun. Doar că e cel mai mic. Nu spuneți de câte cifre, nu, nu nimic? Nu, nimic. Sunt doar să fie cel mai mic, vă zice. Doar că e cel mai mic. Hai să vedem, să începem așa pe rând. Care este cel mai mic număr? Cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale. 99 plus 9 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 plus
pentru care suma cifrelor sale este 30. Cel mai mic număr, pentru care suma cifrelor sale este 30. Nu spuneți de câte cifre, nu? Nu, mă. E cel mai mic atât. Nu știu cum să fac mai ușor. Da. Bun, hai să mai jos. Mai jos. Care e cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale este 10? Cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale este 10. Oh. 19. 19 este. Da? 19. Pentru că pot forma și 55. Sau 73. Dar cel mai mic. Controlul este cu cel mai mic. Care este cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale este 20? 20. Da. Fără calculator, bine. Dacă ai prins șmecheria, fără calculator. Exact. Cel mai mic număr? 119. 119. Păi unde e suma 20? 11. 119. Suma 20, zic domnul profesor. Suma cifrelor sale se facă 20. La clasa a patra. 20. Suma cifrelor. 20. 2. 1, 1, 9, 9. 2, 9, 9. 2, 9, 9. 2, 9, 9, câte sfime, nu din 4 cifre. 1, 1, 9, 9, deja m-am dus din 4. Sigur că da. Deci cel mai mic număr pentru care se întâmplă asta e 299. Corect. Cel mai mic număr pentru care suma cifrelor sale să facă 20 e 299. Și suma se dea 30 acum? Acum, aia, acum 30. 30, hai. 3, 9, 9. Nu, dar s-o modește să dea 30. 3999. Tu cum ai făcut, Mihaela? De ce ai dat? Sau 27 să fie. Ei, nu-i 27, mă, zic, profesor, 30. 27 mai ușor. 27. Da. 3 de 9. 3999. 3999 este. De aia să dea 40. 4999. 9, 9, 9, 3, 9, 27 și cu
3? A, 3 că nu. Dar ia 40 să dea. 4, 4 9, 9, 9, 9, 9. A, să mai adaugă câte un 9 la... Da, și în față să pune bani, da, suma din care pleacă. Da, 50. E, asta se poate întâmpla așa. 5, dar dacă 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Dar dacă zici, domn profesor, 2400. Păi să facem. Hai să facem. 2, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Te doare gura până când... Da, dar trebuie 47. De cât? Stai, de 2047 ori. Ho, ho. Păi 80 la 2 de 2 ori 9, la 3 de 3 ori 9, la 1 de 1 dată 9. Soacră la 2, soacră la 2, nu. Deci care este mecanismul de obținere al numărului de 9? La 3 de 3 ori 9, la 2 de 2 ori 9, la 1 e odată 9. Păi și la 1000, la 100, la 10 e odată 9. Dar fără 10 la 100? La 100. La 100, hai. 1, 9, 9, 9, 9, 9, 9. La 100, la 100, domnule, foarte bun. La 100, deci se zicem la 2000. Perfect, la 100. Cât este? Pentru că suma ce vreau să facă? 1, așa de mai mic. Hai, hai! Nu, 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 nu. De câte ori? De câte ori? 21. De 81 de ori. De 81 de ori, 9. De 81 de ori. Se împarte. 81. Ce cum mai vorbești așa? Se împarte. 5, 6. 100. La 9. Da, 100 se parte la 9. Ce face domnul profesor? Ca să vedem câți de 9. Exact. Și înseamnă 9, 10 odată, 9, 1, 10, iar odată, odată 9 și restul 1. Da. Și înseamnă că sunt 11 de al de 9. 11, nu 100 de. Și restul în față, se spune. Și 1 restul se face. Deci împărțim la 9 și puneți restul în față, ați înțeles? Și 9, 9 de... Nu, de câte ori? De 11, de 11 ori. Bun. Ăsta e cel mai mic număr, a căror suma cifrelor sale face exact... Păi atunci 2047 îl împărțim la 9, dar dăm exact asta și restul punem în față. Da. Și ăla e cel mai mic număr. Asta dacă era cel mai mare. Aha, dacă se zicea cel mai mare număr... Nu, începeam cu 9. 9. Atenție! Grupul de 9 se pune în față, în față și unul la sfârșit. Și restul la sfârșit. Restul la sfârșit. Aaa, ce tare! Tare. Împartă la 9. Da? Fantastic. Ne dă și la 100 de mii să facem. Dar nu-i importanță. Dar nici mai contează de acum, știi, dacă știi chestia asta. Mecanismul. Algoritmul. Tot am insistat să vă propun și să vă adun lângă mine să înțelegi că matematica nu înseamnă pur și simplu niște algoritmi comunicați și voi învățați. Foarte des spune probleme de astea n-am făcut. Nu. Sau am făcut. Uh-huh. Am văzut și astăzi la clasa a patra, când Cristina și cu tine discutau, și spunea, de astea n-au făcut la clasă. Vedeți că se caută foarte repede modelul. N-au ajuns. Am înțeles. Acolo, la asta mă refeream eu cel puțin. Da, te-am înțeles. Dar sunt situații frecvente când se spune problemă de asta n-am făcut. Corect. Deci model de asta n-am făcut. Bunoară A de acum, astăzi când a fost A plus B egal cu nu știu cine și A minus B egal cu nu știu cine. Pot să zic eu. Acum știi. Stai o secundă. Acum le adunăm. Le scădem. Da, le adunăm să le scădem. Dacă le scădem, tot merge problema. De data asta. Însă, nu e ideea asta, trebuie să o rețineți, că le adunăm aici și le scădem, ci cum aș face ca să ajung mai rapid, mai ușor? Sigur că poți să scot o recunoscută dintr-una și o bag, să o introduc cealaltă, dar dacă ziceți dacă le-a adunat membru cu membru, aici B cu minus B și este clasa a șaptea, tu știi regula semnului și se reduc și rămâne 2A. Exact. Da? 2A și dincolo. Deci aceste lucruri trebuie să le ține. Sau, dacă spunem așa, A plus B egal cu 5. A, B plus C egal cu 7. Și C plus A egal cu minus 2. Ce să le fac la acestea ca să poată să meargă foarte repede? Un copil din clasa a 4-a n-am cum să discute. Sau la 5-a e bine greu. Vouă, voi este o treabă simplă. A, B. Asta e. Deci de două ori A, că-l văd. De două ori B. De două ori B. Ce?
plus de 2 ori C egal cu rezultatul adunării din partea asta, 12, 10. Dacă am posibilitatea, văd de repede că 2 se scoate în factorul comun, 2 fără de A plus B plus C egal cu 10, împărțim ambii membrii, de-aia să fac, vorbim despre calcul algebric. Adică da, mâna se dă și merge foarte bine calculul acesta. Dacă A plus B plus C egal cu 10, nu? Am A plus B plus C face 10 și A plus B știu unde l-am locuit și găsesc pe C repede. Deci asta nu înseamnă că la multe probleme s-a aplica asta. Și atunci când se ivește o situație asta, suma două din ele este atât. Celălalt B plus C este atât. Cealaltă e atât. Aflați pe A, B și C. Da? Aflați A, B și C. Hai să mai facem un alt. Se dă în ipoteză trei robinete. Primul robinet curge, umple un bazin în 12 ore. Al doilea robinet umple un bazin în 12 ore. Deci ieri 1 în 12 ore. Ieri 2 în 15 ore. Și ieri 3 în 10. Da. Și să zicem cele trei robinete dacă curg în trei câte ore curg cele umplu bazinul. Da, cele trei. Cele trei, dacă curg toate trei. Așa. Deci știu că să individual. Dacă curge ieri unul în 12 ore, al doilea în 15 ore și al treilea în 10 ore. Da. În câte ore vă rupe bazinul cele trei? Toate trei la un loc. Toate trei. Da, dacă adică să aflăm volumul. Da. Notăm cu X volumul bazinului. Dar de ce? Hai să vedem alte idei. Cu V, că e așa o notă la școală. Bine, cu V. Bine, și? Și putem scrie că R1 egal cu V supra, nu, cu V supra H, V supra H. Deci când împaci volumul la ore, sau la câte da. La ore, ce afli de fapt? Că volumul va fi egal cu 12 ore ori robinetul, nu? Ori A. N-am înțeles. N-ați înțeles problema la clasă, nu? Știu că nota ceva cu X, volumul bazinului. Am notat cu A. Nu asta e important. Hai să zicem mai ne-ar interesa capacitatea sau debitul. Debitul pe oră. Noi nu știm cât este pe oră. Dacă notăm cu X, Y și Z debitul X la R1. Y sau la R2. Sau A, B și C. A, B și C. Deci fie A. A, debitul primului robinet. Primului robinet. Nu e robinet. Da. Cu B, debitul lui R2. Și cu ce? Cu C, debitul lui R3. Corect. Adică primul curge 7 litri pe oră. Da? Nu zici. Nu, 12. Să zicem. 7 litri pe oră, să zicem. Da. Asta e debitul. Cantitatea de apă pe care a curs într-o singură oră. Faptul că el curge 12 ore înseamnă că îl umple, da? Uh-huh. Deci 12 ori cât curge pe oră înseamnă volum. Corect. Da? Deci volumul înseamnă debitul A ori 12. Capta curge, în atâta timp îl umple. Volumul bazin că îl umple. Da. Volumul bazin tot V, egal cu și cu B. B ori 15. Tot volumul egal cu C ori 10. E același volum, am egalitatea. Aur 12 egal cu B ori 15. Aur 12 egal cu B. Egal cu B ori 15. Egal cu C ori 10. C ori 10. Așa asta ar fi
o primă relație pe care o am între A, B și C. Da. Și? Și... Ne întreabă în câte ore este umplut bazinul, nu? Cele trei robinete. Cele trei robinete. Înseamnă cât va fi debitul a celor trei robinete. Dacă într-o oră la unul e A, altul e B și altul e C. A plus B plus C. Sigur că da. A plus B plus C. Deci A plus B plus C înmulți totul. Cu un timp ori X, ori T, egal tot cu volumul. Tot volumul, îl umplu, da? Deci A plus B plus C ori T egal cu volum. Da. A plus B plus C egal cu V împărțit la T. A ori 12, îl putem scrie ca... Să nu locuim acolo unde scrie A, B și C. Să nu locuim. Dar cu cine e egal la? A egal la copii, ia uitați-vă. Cu A egal cu B ori 15. A egal cu B pe 12. B ori 15 egal cu V pe 15 și C ori 10 egal cu V pe 10. Și acum dăm factorul 1 pe V, apoi împărțim dintr-un V. B egal cu A ori 12, deci A egal cu 1, V pe 12. De aici, din relația asta, pot să scot pe A. Deci A egal cu cine? A egal cu B. B pe 12. B egal cu V supra 15 și C egal cu V pe 10. V supra 10. Și acum locuim. Dacă B pe 12 plus V... Mama, această relație... Da, înlocuim B pe 12 plus V pe 15 plus V pe 10 ori T egal tot cu V. Dar tot ori T egal cu V. Dăm factorul comun pe V și am avea V pe lângă... Scoatem pe V în factor. Da. V pe lângă 1 pe 12 plus 1 pe 15 plus 1 pe 10 totul ori T egal cu V. Așa să scrii, domn profesor, 1 pe 10, ori T. Totul egal cu V. Împărțim printr-un V. Da? Deci, încă o dată să vedem. Relația asta trebuia să o avem urgent. Da. Urc simultan. Cât curge unul plus, cât curge al doilea plus capacitatea, ori cât timp durează, înseamnă că s-a umplut volumul. S-a umplut bazinul. Rezervorul. De acum este o relație care trebuie exploatată. Cum am spus că individual un cu așa, am relația între A și B. A-ul de aici l-am găsit, B-ul l-am găsit, C-ul l-am găsit, am înlocuit aici. De acum e calcul algebric. Văd pe D comun, scoatea lui V în factor comun este urgent văzută. Și împar pentru un V. Împărțim totul pentru un V, că este stânga și dreapta. Ai interesat, Gin? Da. Și bine, aici, 1 pe 12 plus 1 pe 15 face, nu știu, că numitorul comun este 60. Deci vine 5, da. Plus 4 și plus 6, da. Totul 60. Pe 60, egal cu ori T. 15 pe 60 egal cu 1, adică 15 pe 60 se simplifică iar, 1 pe 4, egal. Și atunci T pe 4 egal cu 1. Și atunci T egal cu 4. T egal cu 4, adică în 4 ore. Da, haideți să vedem din nou care ce a fost pe care. Deci o să lăsăm cu A, B și C. Debitul. Da. Și da. De aici e totul. Da. Relația aceasta. Ne oprim aici. Să scriem sinteza. Sinteza, da. Ce am făcut atât? Probleme cu ecuații și care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Da. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor. Pus în ecuație. Da. Depis, la ei așa se numesc. Ecuație. Da. La ei, așa, probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuației. Da, așa. Ecuație. După aceea, teorema împărțirii curești, domn profesor. Da. Da. Împărțirii curești. Ce-a mai făcut? 1, 2, asta. Teorema împărțirii curești. Drept proporțional și nesupărțional. N-am lucrat acum. Puteam aici. Puteam aici să așezăm, să știți. Egalitatea asta o puteam așeza ca fiind mărit invers proporțional. Da. Deci vine
A supra 1 pe 12. Egal cu B supra 1 pe 5. Exact. Și suma numărătorului cu suma numărătorului egal cu fiecare. Exact. Deci ar putea exploata chestia asta. Corect. Deci, da? Corect. Bun. Aplicați. Probleme, da. Ca să pe probleme. Da. La revedere. La zi frumoasă. Și o seară bună. Ziadie. Nu uitați, la nu uite asta, sigur că da.